Vineri seara a fost publicat în Monitorul Oficial setul de modificări legislative pentru care și-a asumat răspunderea guvernul Ciolacu. Este vorba despre schimbări importante aduse codului fiscal din România, iar cele mai multe dintre ele își vor face simțite efectele în piață începând cu data de 1 noiembrie 2023, în timp ce restul măsurilor le vom resimți începând cu data de 1 ianuarie 2024. Modificările care intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2023 sunt: nu se mai acordă scutire la contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru angajații din construcții și agricultură. IT-știi sunt scutiți de cota contribuției de asigurări sociale sau contribuția la pensie corespunzătoare fondului de pensie administrat privat în limita unui salariu brut de 10.000 de lei. Nu se mai acordă scutire la contribuția asiguratorie pentru muncă pentru angajații din construcții și agricultură. Se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 de lei de la o persoană juridică. Se pot face plăți către persoanele juridice în limita unui plafon zilnic de 1.000 de lei pe persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 de lei pe zi. Se pot face încasări și plăți între o persoană juridică și o persoană fizică în plafonul zilnic de 5.000 de lei către sau de la o persoană. Sumele în numerar aflate în caseria persoanelor juridice nu pot depăși la sfârșitul fiecarei zile plafonul de 50.000 de lei. Dacă nu se respectă plafoanele de mai sus, se aplică amendă de 25% din suma încasată sau plătită, respectiv deținută în caserie, care depășește plafonul. Se pot face încasări și plăți cash între două persoane fizice în limita unui plafon zilnic de 10.000 de lei.